Dragii mei, experimentez azi dacă ouăle de culoare baronie pot fi albite înainte de vopsire. E posibil? Vedem ce o să iasă minte, dar așa începem! Am aici 5 ouă de testat. Gradul lor de colorare e diferit, sursa e diferită, două sunt ouă de la găinile mamei crescute la curte, celelalte sunt din comerț. Primul pas e să spălăm ouăle în apă curată, în care am turnat nițel să pun lichid. Frecoștincios suprafața fiecărui ou cu partea abrazivă de la un burete nou, după care clătesc ouăle în apă curată și le pun într-o creticioară încăpătoare. Pentru albit voi pune oțet 300 de grame, completăm cu apă până acoperim ouăle. Am mai pus două linguri de sare și am pus totul la fiert pe foc mediu, circa 8 minute pentru a avea niște ouă tari. Cam atât durează. Oricum, în timpul ăsta, nici noi nu stăm la odihnă, căci după ce începe fierberea, va apare o spumă pe care noi o vom înlătura de pe suprafața apei. Observați în spumă rezidurile acelea colorate. E pigmentul ce începe să iasă din coajă. Am potrivit focul să fiarbă moderat, spumând ori de câte ori este nevoie. Odată cele 8 minute trecute, am luat-o la de pe foc, am scurs apa în care au fiert și am turnat apă proaspătă rece. După cum vedeți, clar s-au decolorat. Nici nu zici că sunt aceleași ouă. Când ajung la temperatură suportabilă de a fi ținute în mână, cu un burete abraziv, încep să frec delicat pentru a înlătura de pe suprafața cojii de ou restul de pigment de la suprafață. Nu vă mai țin în suspans. La două din ouă a mers ca prin magie. Coaja era albă și fermă, parcă cerea culoare și podoabe. Însă, la celelalte trei, am avut surpriza, să zicem surpriza, să constat că coaja practic aproape se topise, textura ouălor erau ca unei perne pufoase, dar ferme. Prima concluzie, experimentul e reușit cu condiția ca ouăle să aibă o coajă tare. Coaja subțire a unui ou poate fi cauzată de mai multe motive, de la o dietă dezechilibrată a găinii până la faptul că acea găinuță a fost stresată, nu râdeți, găinile pot fi stresate, sau bolnavă. Un motiv al dizolvării luat în calcul de mine poate fi și acidul din oțet sau faptul că oțetul ar fi fost în cantitate prea mare. Eu voi experimenta în continuare, dar sincer cred că mai degrabă tăria inițială a cojii e cea importantă. Oricum, mai experimentez, puteți citi impresiile ulterioare în update-uri pe care le voi pune în descriere și în articolul pe care îl voi scrie pe blog. Cantitatea de oțet recomandată în diversele rețete văzute de mine varia destul de mult, de la 50 de ml pe toată rețeta, la 50 de ml per ou sau 300 de grame oțet cu totul, indiferent de numărul ouălor. Am ales varianta de 300 de ml pentru a verifica dacă gustul oului e influențat cu ceva de cantitatea mare de oțet. Cu alte cuvinte, dacă nu cumva o să ne trezim cu niște ouă murate, eventual de nemâncat, deși am înțeles că există și rețete de ouă murate și că ar fi chiar foarte bune. Normal că va trebui să gustăm. Decojim ouăle a căror coajă s-a cam topit, vorba vine decojit. După cum vedeți din filmuleț, din coajă a rămas mai mult membrana și gustăm. Oul nu are niciun pic de gust de oțet. Din punctul ăsta de vedere, sunt mai mult decât ok. În concluzie, da, ouăle se pot albi. Există riscul ca în timpul procesului coaja să devină foarte friabilă, iar gustul oului fiert în oțet nu e afectat în niciun fel. Vă povesteam ultima dată că la ouăle decorate în șervețele, prin aplicarea albușului se întărește coaja. Ei bine, albirea ouălor și tehnica șervețelului cred că ar face casă bună împreună, mai ales dacă aveți șervețele albe cu decupaje de flori, gâze, iepurași, cred că ar arăta grozav. Aștept să-mi povestiți impresiile și pățanile voastre pe subiectul acesta, dacă le aveți. Vă mulțumesc că mi-ați fost din nou alături, o zi minunată vă doresc în continuare, bye bye!